vrem să punem gresie în curte, nu e mare lucru, adică aleile astea și un pic pe lângă casă. Da, pare puțin, dar să știți că nu e deloc. Dumneavoastră vorbiți doar de ce este la suprafață, dar să știți că dedesubt lucrarea este dublă. E ca la iceberg, domnișor, vârful e mic, dar sub apă e dita mai lucrarea. Eu nu cred că înțeleg. Voi nici nu aveți cum să înțelegeți, domnișoară, pentru că nu sunteți de specialitate. Asta este treaba noastră a profesioniștilor. Să înțelegem adevărata dimensiune a lucrării. Care, atenție, este mult mai mare în adâncime și în lățime. Pentru că noi trebuie să ne asigurăm că lucrarea noastră rezistă și de-aia trebuie să o facem de la zero. Păi da, dar nu-i nevoie, că e beton nou, e pus de dezvoltator, noi abia am cumpărat casa. Ce garanție aveți, domnișoară, că a pus ce trebuie, că cimentul e de calitate? Că nisipul e de calitate. Dacă noi venim și punem gresia peste betonul ăsta și el peste un an să fărâmă, ce facem? Nu o luăm de la început? Cum, domne, să se sfărâme 10 cm de beton? Păi vedeți, domnișoară, că aici este problema. 10 cm nu ajung. Trebuiau 12 cm minim ca să reziste. Și trebuie să escavăm, să scoatem cimentul ăsta prost și să turnăm altul nou. Capul meu, auziți, dar nu puteți să puneți așa deasupra. Păi da, domnișoară, putem să punem pe deasupra, dar e mai scump, că trebuie să punem și fier. Bine, se face mai puțin deranj, dar dumneavoastră decideți până la urmă. Cu deranj și un pic mai ieftin sau mai curat, dar e un pic mai scump. Mai curat, dar măcar să reziste. O să fie, doamna, rezistent. Uitați-vă la noi, nu părem oameni serioși? Și nu doar părem, chiar suntem, domnișoară. Pentru dumneavoastră ne zbatem. Credeți-ne, dați-vă seama, cum ar fi noi să vă facem o lucrare de mântuială, vă luăm banii, plecăm și după noi potopul. Cu riscul de a pierde lucrarea și de a lua alți cârpaci mai ieftin decât noi, noi am ales să vă spunem adevărul. Da, și să știți că pentru treaba asta fundația trebuie să fie adevărat, cu fier beton, cu de toate. Da, nu vă faceți griji, domnișoară, pentru că noi ne ocupăm de tot. Noi aducem toate materialele la un preț foarte bun. Și utilajele. Ce utilaje, domne? N-am stabilit că nu vreau escavator. Nu vreau escavator în curtea mea. Punct. Păi asta am lămurit. Fără escavator, dar ne trebuie picamăr, ne trebuie rotopercutor ca să putem să spargem cimentul vechi și prost și să turnăm altul nou. Ne trebuie flex ca să tăiem fierul, camion, ca să cărăm molozul, camion, ca să aducem materialele. Și să știți că toate astea costă și o să ne zbatem să facem rost de ceva mai ieftin pentru dumneavoastră. Că păreți un om bun și să știți că chiar meritați. Cred că 3.000 de euro... Maxim. E ok, preț. 3.000 de euro, niște amărâte de alei? Domnișoară, dacă vi se pare mult, să știți că puteți apela la alții care vă fac 1.000 de euro și după un an trebuie să schimbați tot. Domnișoară, noi suntem oameni serioși, profesioniști, specialiști. Uitați-vă la noi. Aveți toată încrederea și nu o să vă pară rău. Dacă vreți să dăm drumul la lucrare, ne dați acum un mic avans și noi mâine ne apucăm de treabă, nu mai pierdem timpul. Bun, și cât să fie avansul ăla? Undeva la vreo 30%. Maxim. Și ne apucăm de treabă. 1.000 de euro, exclus. Haideți, domnișoară, că nu sunt 1.000, sunt 900 și un pic. Maxim. Dar dacă vi se pare mult, dați-ne 700, ultima ofertă. Minim. Și ne descurcăm așa, abia ne ajung să luăm materialele și restul de bani îi punem de la noi și ne reglăm pe parcurs. Da, uitați, și ca garanție vă putem lăsa sculele noastre ca să aveți noastră siguranța că ne întoarcem la lucrare. Uitați, sunt noi nouțe, nefolosite, lucesc, țiplă. Pentru că noi așa facem, noi cumpărăm scule noi pentru o lucrare nouă. Așa, eu vă dau 700 de euro. Și dacă nu vă mai întoarceți, a? Eu ce fac? Uite, domnule, ce naiba, adică vreți să ne lăsăm și hainele de pe noi ca să aveți încredere? Poftim, domnișoare, lăsăm și salopetele la dumneavoastră, dar aici. Și a lui și a mea. Uitați, ne lăsăm și salopetele, uite unde am ajuns, să nu mai bă lumea încredere în noi, e ok? Așa? Bine fie, mă duc să aduc bani imediat. Greu. Poftim, numărați. Oh, haideți, doamna, păi dacă nu mai avem încredere unii în alții, unde o să ajungem? Mâine, fix la ora 8, o să fim aici să începem treaba. Ok, vă aștept, la revedere. Mâine. Nu trebuie să ne așteptați, domnișoară, pentru că noi la 8 suntem aici în poartă la dumneavoastră. Maxim. Bravo, băi! Hai că nu e rău deloc. Auzi, cât ai de apă recuzită? Păi pe salopetă și pe sculele alea am dat 150 de lei. Cam scump.
Hai că exagerez, pe bune. Adică am făcut 700 de euro fără să mutăm o cărămidă și tu te vezi că am dat 150 de lei pe scule? Băi, trebuie să fim credibili, bă, băiete! Credibil suntem că avem papagalul bun. Ia zi, unde e următorul fraier? Două străzi mai încolo pe stânga. La două străzi, de ce i-ai pus mă așa aproape? Dacă vorbește asta cu ei și le zice că și-a luat țeapă, nu mai fraierim pe nimeni. Bă, treci din gură, mă, că nu vorbește nimeni cu nimeni, mă. Ăștia cu bani sunt de-aia gomoși, cu nasul pe sus. Nu vor să se afle că au fost fraieriți. Nu știi cum e? Prostul nu e prost destul până nu e și fudul. Hai să facem bani. Hai să le luăm banii pe aici. Hai. Nu uitați să dați like, share, subscribe la Trupa Slavătorii pe Instagram, Facebook și YouTube. Mama!